am văzut că în ultima perioadă, mai exact după semnarea protocolului la nivel județean între USR și PNL, pe pagina de socializare m-au curs tot felul de atacuri la adresa dumneavoastră în mod special. Cum răspundeți acestor atacuri? Au spus că sunteți plătită de PST, de Mariano Crișan. Eu nu am intrat în politică pentru că urmăream o funcție sau pentru că am cine știe ce mari ambiții de bani publici. Am o situație financiară confortabilă, am o familie frumoasă, am tot ce-mi doresc, nu am nevoie de bani publici, n-am lucrat niciodată la stat, nu știu ce să vă spun mai mult pe tema asta, nu mă interesează șpăgile și, dimpotrivă, vreau să produc schimbare. N-am mai făcut politică până acum 2 ani, nici nu știu dacă am 2 ani de când m-am alăturat USR-ului. N-am intrat în politică să mă îmbogățesc, după cum vă spuneam, trăiesc confortabil, nu am nevoie de nimic. Momentul în care am intrat în politică a fost determinat de o criză în care a trebuit să iau o decizie, dacă plec din țară sau dacă rămân aici să încerc să schimb ceva. Am decis până la urmă să rămânem și să încercăm să schimbăm ceva. Asta este tot. Nu am primit nicio șpagă și nici n-am gândit să primesc nicio șpagă. Ați venit cu explicații și cu altă ocazie în legătură cu banii pe care i-ați luat de la, în ghilimele, Cristi Misăilă. Cred că ar fi necesară încă o precizare la acest aspect. N-am venit cu nicio explicație și n-am luat niciun ban de la Cristi Misăilă. Era vorba de proiectul acela. Proiectul acela, cu care de altfel se laudă primăria, este un proiect care animă și activ, operaționalizează grupul de acțiune locală, care este o organizație neguvernamentală non-profit. Acest grup de acțiune locală, și probabil că știți modelurile galurilor, primele au fost galurile rurale și în Vrancea sunt deja constituite galuri rurale, acest grup de acțiune locală este gură de intrare pentru alte peste 6 milioane de euro care urmează să financeze obiective din strategia de dezvoltare locală a Focșani. Deci nu am primit bani să scriu acest proiect. Am scris acest proiect pentru că trecea oportunitatea, trecea termenul limită și atunci se pierdeau cele 6 milioane de euro și am scris-o pentru că m-au rugat oameni din comunitate. Am scris acest proiect pentru că m-au rugat oameni din comunitate și nici de cum primarul Misăilă. Nici nu știa cine sunt, de altfel, primarul Misăilă. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine se face vinovat de eșecul negocierilor cu PNL? Eu nu văd situația actuală ca pe un eșec. Eu cred că ne-am atins cu toții scopul. Scopul nostru comun al Alianței USR Plus și al PNL a fost să creăm o alianță anti-Oprișan și asta am făcut. Faptul că mergem pe Focșani cu candidați diferiți și cu liste de consilieri diferite este o decizie internă a fiecăruia dintre partide și nu trebuie luată ca pe un eșec. Ca un eșec.